Bună seara, doamna Elena, la mulți ani! Mulțumesc frumos! Vă felicit din tot sufletul, sunteți astăzi omageată și vreau să vă transmit un sincer la mulți ani mai întâi. Apoi am un mesaj de felicitare pentru dumneavoastră, fiindcă m-a rugat cineva drag din familia dumneavoastră să vă felicit. Și acum veți înțelege din partea cui, nu plângeți, doamna Elena, totul e bine. Eu sunt cu dumneavoastră și vă cuprind, vă îmbrățișez și vă susțin. Eu mă întorc așa telefonul, fiindcă filmez acest moment și vreau din suflet să vă felicit și să vă transmit acest mesaj. Prin mesajul acesta vrem să-ți transmitem un sincer la mulți ani. Îți mulțumesc din suflet, îți mulțumim din suflet pentru că viața ne-ai dat. Ne-ai crescut, ne-ai educat, cum ai putut, de una singură. Ai fost pentru noi și mamă și tată, ne-ai dăruit toată iubirea. Pe mine m-ai învățat să fiu gospodină, să știu a face de toate în casă, iar pe frate să fie bărbat lângă tine. Ne-ai dat o educație frumoasă. Ne lăsai plecai la lucru și ne spuneai când vii acasă să fie curat lună. Ne scriai pe frigider fiecare sarcină. Și când veneai acasă deodată sub covor, să vezi dacă n-am ascuns acolo gunoiul măturat, fiindcă noi așa făceam. De asta prima covor ai controlat. Timpul trecea, iar mata aveai posibilitatea peste hotare să pleci, dar ai ales să rămâi acasă, cu un salariu mic să te descurci. Așa ne-ai ridicat și acum avem fiecare drumurile noastre. Iar astăzi, de tine departe suntem, pe Igor de 7 ani nu l-ai văzut acasă. De mic am muncit printre străini, dar eu am deja o lună de când viața de familie am început. Nu-ți face griji, mamă, la mine totul e bine. Ai ales să pleci în Portugalia, fiindcă viața este grea. Să poți strânge un ban, iar pe mine m-ai lăsat pe un an. Dar am venit la tine, am stat 3. Și de acum de lună sunt cu soțul, dar dorul nu mă lasă, vrei, nu vrei. Dar nu ne-am despărțit cu totul și ne vom revedea în curând. Mămica noastră dragă, iartă-ne că nu am fost cu minți și te-am supărat vreodată. Ne închinăm în fața ta pentru că ne-ai educat și pentru cei 7 ani ce ne-ai dat. Să fim oameni buni în viață ne-ai învățat, darnici și buni la suflet. Noi, copiii tăi, 2 la număr, te felicităm. Am fost 2, dar acum ai 4. Cu toții îți urăm multă, multă sănătate. Am vrut astăzi să te bucurăm. Să fii sănătoasă și frumoasă așa precum ești, harnică și bună la inimă. Pe noi, din suflet, ne iubești. Mesajul de felicitare vine din partea copiilor, fiica Daniela, ginerele Laurențiu, feciorul Igor și nora Corina. Toți 4 copii, dar mai aveți 4. Erau 2? Dar am 4, doamna Elena. Vedeți și bogați sunteți. Deodată v-ați îmbogățit. Toți vă felicită și vă urez un sincer la mulți ani și m-au rugat foarte mult. Știți, eu zilele acestea le-am cam folosit pentru mine să mă odihnesc. Deplasări am multe și obosesc foarte tare. Dar nu pot să refuz și apelurile. Fiindcă da, sunt, cred. Sunt, urmăresc. Sunt mămici și omageați care sunt plecați peste hotare la care nu mă pot duce și fac cum fac, dar apelurile numai decât să le păstrez așa cum pot. Și de asta v-am sunat, sunteți departe în Portugalia acum, așa, doamna Elena? Da, da, doamna Maria, da. Eu vă felicit din suflet, vă urez multă, multă sănătate și sărbătoare frumoasă astăzi să aveți. Doamna Elena, mulți ani și dumneavoastră, să aveți parte de o familie trainică, știu și s-a întâmplat la dumneavoastră și îi doresc și la copiii mei sănătate și înțelegere în familie. Știți, totul va fi bine. Din toată calea este, din tot calea este ieșire, din tot problema este rezolvare și așa am înțeles și eu. Eu vreau să vă cuprind tare și vă mulțumesc din suflet că am mai făcut cunoștință încă cu urmăritoare. Mamele Samele, eu așa am spus totdeauna. Eu aș vrea să fac cunoștință față în față, dumneavoastră, când ați venit la Moldova. Numai decât. Dar gata, dar am început, am adus și pe la... pe la umăgeați pe acasă și poate va fi posibil. Eu vreau să vă spun că
Daniela, foarte frumos v-a descris, foarte frumos a vorbit despre dumneavoastră. Tare vă iubește. Și v-a spus momentul ăsta că chiar era greu, greutăți, dar nu i-ați lăsat și i-ați crescut așa cum ați putut. V-ați descurcat cum ați putut, doamna Elena, pentru asta primiți, nu știu cum să vă spun, toate aplauzele și felicitările mele. Mulțumesc, doamna Maria. Mulțumesc pentru tot ce faceți pentru toată lumea. Vă urmăresc și plâng și eu de toate poeziile care le alcătuiți foarte frumos. Așa, din simple. Viață trainică înainte dumneavoastră. Fiți-vă și sănătoase, părință. Da. Aveți niște părinți de aur. Vă mulțumim. Foarte mult vă mulțumim, doamna Elena. Eu vreau să vă dau cuvânt să le spuneți și la copii ceva, că o să urmărească video acesta, că eu trebuie să vă sun un pic mai devreme, dar am fost și noi cu treburi în oraș, ne-am mai odihnit. Vreau să vă ofer cuvânt să le transmiteți ceva. Îmi doresc sănătate și înțelegere în familie și cât mai repede nepoței. Așa. Să știți, nu patru, dar încă mai mulți. Încă patru. E, dar pe-ați vedeți, ați vedeți ce bucurie mare. Dă, Doamne, chiar mă rog din tot sufletul meu să aveți așa bucurie, fiindcă se vede că sunteți o femeie bună și meritați. Copiii bucurie în familie, pentru care înțelege. Așa este. Eu vă admir cu drag. Sunteți cu adevărat o luptătoare puternică. Și o mamă iubitoare și pentru dumneavoastră melodia care sună acum vă dedic cu drag. Cine cu drag te-a legănat, în brațe cine te-a purtat, cine de mic somnul ți-a vegheat, când ai căzut te-ai ridicat, durerea cine ți-a alinat, cu tine împreună lăcrimat. Când primii pași ai încercat, pe cine întâi tu ai strigat, lângă ea de frică ai uitat. Ea toată viața și-a jertfit pentru copilul ei iubit, rugându-se să fie fericit. Asta dumneavoastră! Spune dacă știi mai bine, al cui dor e mai greu pe lume, cine noaptea zi o face pentru tine? Cine mereu grijă-ți poartă, orice greșeală cine-ți iartă, și cine o viață te așteaptă decât mama, numai mama? Bine ți-a fost, s-a bucurat, de rău ți-a fost, s-a întristat, tot ce-a avut mai bun ție ți-a dat. Acum că anii au trecut, nimic în schimb nu ți-a cerut, decât mai des să vii tu pe la ea. Spune dacă știi mai bine, al cui dor e mai greu pe lume, cine noaptea zi o face pentru tine? Cine mereu grijă-ți poartă, orice greșeală cine-ți iartă, și cine o viață te așteaptă decât mama? Mama Elena, dumneavoastră, așa, în cazul acesta, piesa asta se potrivește pentru toate mamele, dar în cazul dat pentru dumneavoastră unică. Doamna Elena. Mulțumesc frumos din suflet pentru felicitare. La mulți ani. Fiți fericită, împlinită și cât de curând să vă revedeți, fata, dar mă felicităm și pe dânsa, are o lună de când are familia ei. Și ne bucurăm, totul va fi bine, totul va fi frumos, viața este frumoasă, trebuie să ne gândim la bine. La mulți ani, doamna Elena, și seară frumoasă vă spun. Mulțumesc din suflet, mulțumesc frumos. Cu drag vă îmbrățișez și vă spun la revedere. La revedere, mulțumesc. Iată așa, dragii mei, felicitări frumoase pentru doamna Elena. Am mai puține apeluri, fiindcă, într-adevăr, nu știu, nu pot să exclud apelurile total,
chiar dacă nu reușesc, acum am avut 2 zile un pic mai puține felicitări cu deplasare, dar după asta urmează un program încărcat. Dar n-am să anulez nici apelurile, fiindcă sunt persoane care sunt plecate și tot vor să fie felicitate. Știți cum? Așteaptă cu drag apelul meu. Chiar dacă e obositor, e greu, dar eu am să fac față, am să mă descurc cum am descurcat și până acum. Dar nu uit și de mine, de noi, de odihna noastră, să ne odihnim, să ne simțim bine împreună. O seară frumoasă tuturor și vă mulțumesc mult, mult, mult încă o dată pentru toată susținerea voastră, pentru toate mesajele de încurajare și n-am cuvinte câte mesaje frumoase îmi transmiteți și comentarii și susținere. La mulți ani, doamna Elena, și numai bine vă doresc!